Bine te-am găsit! Deseori, din motivul că ne preocupă modul în care vorbim, avem anumite dubii cu referire la anumite forme pe care le au unele cuvinte. Această situație este determinată și de faptul că le auzim în variate moduri. Astăzi însă vorbim despre substantive cărora le sunt recomandate și acceptate două forme, dar înseamnă unul și același lucru. Așadar, fără nicio grijă, le pronunțăm așa cum ne este mai comod. 1 adverbul diseară de seară". Acest adverb are două forme. Prima este recomandată și a doua este acceptată. Deci, fie spunem diseară sau de seară plec la teatru, ne vom exprima în ambele variante corect. 2. Recomandată forma de cearșaf și acceptată forma de cearceaf. Mi-am spălat cearșafurile sau mi-am spălat cearceafurile. 3. Filozof, filozofie și forma livrescă de filosof, filozofie. Pot fi ambele folosite și vor transmite aceeași idee. 4. Greier, greiere. În curte se aude un greier sau în curte se aude un greiere. Putem spune oricum. 5. Tot cu două posibilități ne vom exprima când e vorba de pluralul substantivului copertă. Fie vom opta pentru formă de coperți, fie pentru cea de coperte, vom spune corect în ambele situații. Cu gânduri optimiste vă las cu bine, pe data viitoare, nu uita că ceea ce înveți o faci doar pentru tine. Cele bune!